Bună seara! Suntem la o nouă emisiune, Pelerin prin viață, la MyTV Deva. Invitatul meu din această seară este arhimandrit Andrei Coroian, preot slujitor la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Deva. Bună seara și bine ați revenit la noi, Părinte! Bună seara și bine v-am regăsit! Părinte, așa cum am vorbit și în emisiunea anterioară, îmi doresc să ducem la capăt cele 6 duminici din postul Paștelui până la învierea Domnului nostru Iisus Hristos și acum suntem la a doua duminică din post, din postul mare al Paștelui. Aș vrea să povestim despre ceea ce se întâmplă în această a doua duminică și ceea ce trebuie să facă creștinii pe toată perioada acestei săptămâni. Da. Iată, dacă, după ce am avut ca primă duminică din post, Duminica Ortodoxiei, care este, așa cum a spus, o duminică specială, Duminica Biruinței Adevărului asupra Minciunii, Biruinței Frumuseții asupra Urățenii, adică prin frumusețea chipului icoanei, birința frumuseții și bunătății lui Dumnezeu asupra urâțeniei și urii, răutății celui rău care se manifestă prin erezii. Și am avut această duminică în care toți credincioșii își amintesc că în fiecare duminică, la Duminica Ortodoxiei, avem pastorală din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Fiecare sinod local rânduiește ca în această duminică primă să fie citită o pastorală care, sigur, rescrie pe scurt, adică reamintește pe scurt evoluția istorică a celor primelor 8 secole când s-a fundamentat practic dogmatic ortodoxia și de regulă îndeamnă la fapte de milostenie, pentru că postul nu poate să fie roditor și nu poate să fie dacă nu are două lucrări fundamentale, anume rugăciunea și milostenia. Milostenia și rugăciunea. Ei, după ce am trecut de această duminică ortodoxie, duminica a doua din post este numită Duminica Sfântului Grigorie Palama sau Duminica Rugăciunii, Duminica Rugăciunii Încetate. De ce este numită Duminica Grigorie Palama? Sfântul Grigorie Palama este un mare sfânt ierar, trăitor între 1296-1363, arhiepiscop al Tesalonicului, mitropolit al Tesalonicului, care este considerat cel mai important teolog din mileniul al doilea, așa cum a fost Sfinții Vasile Grigorie și Ioan în primul mileniu, în secolul IV, și care a dogmatizat oarecum învățătura despre rugăciunea neîncetată, că omul, prin harul lui Dumnezeu, poate chiar să se roage neîncetat, așa cum scrie în Evanghelie. Domnul Iisus s-o spune în Evanghelie, neîncetat vă rugat, iar Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21, spune, neîncetat vă rugați, pururea bucurați-vă, neîncetat vă rugați. Deci, adică, omul chiar poate să se roage neîncetat, adică să simtă prezența lui Dumnezeu, a tot prezența lui Dumnezeu, și prin această stare de rugăciune neîncetată, el să fie într-o continuă legătură cu divinitatea, lăudând-o, slăvind-o și să țindu-se fericit în prezența divinității. Ei, Sfântul Grigorie Palama este considerat dascălul isihasmului sau rugăciunii isihaste, rugăciunii inimii, rugăciunii lui Iisus. Această rugăciune prin care se practică rugăciunea neîncetată, de aceea biserica i-a dedicat o duminică specială, duminica a doua din post, deși el este prăznuit pe data de 14 noiembrie, ziua adormirii sale, împreună cu Sfântul Apostol Filip. Atunci e prăznuit Sfântul Grigorie Palama. Dar, fiindcă este atât de important, sunt foarte puțin sfinți cu așa mare importanță, i s-a dat o duminică specială, iată, duminica a doua din post, acestui dascăl al rugăciunii. Și poate că pentru faptul că, așa cum v-am spus, noi viața duhovnicească, postul, nu-l putem trăi decât prin credință, pentru că noi
postim ca să redobândim raiul, să ajungem în rai, să, cu Dumnezeu. O raiul nu-l vedem cu ochii fizici, noi raiul îl vedem cu ochii sufletului, ochii spirituali. Și atunci ochii spirituali sunt ochii care se deschid și se dezvoltă prin credință. Și atunci noi, prin credință, noi credem că există o lume mai bună, o lume perfectă, o lume absolută, perfectă, fericită. Și prin credința că există o lume, noi postim, ne rugăm, ne spovedim, ne împărtășim, altfel n-ar avea rost. Da. Și deci atunci tot ceea ce se face, se face prin credință. Deci așa cum postul se ține prin credință și postul Domnului Hristos a fost preînchipuit oarecum de Sfântul Moise, care a postit 40 de zile, Sfântul Ilie a mâncat 40 de zile prin credință, tineri în Babilon au, așa post au ținut, i-a pus în cuptor și n-au ars. Daniel l-a fost pus în groapa cu lei și nu l-au mâncat lei, pentru că postise, adică prin post. Iată, Sfântul Gherafin la Iordan, care a trăit 95 de ani, a avut un leu care a slujit ca un câine credincios, aproape 60 de ani. Deci prin post omul reajunge la starea inițială din paradis, încât atunci animalele simt mirosul de împărat al făpturii, că el se purifică, nu mai are pofte, mirosul urât al patimilor, a poftei, a mâniei, și atunci animalul imediat îl respectă ca și pe împăratul lui. Și deci prin credință, ori credința se hrănește prin rugăciune. Și de aceea biserica a rânduit ca a doua duminică din post să fie duminica rugăciunii în cetate, sau duminica Sfântului Grigorie Palama. Și ce ar trebui să facem noi? Ei, mai creștinii ortodoxi? Mai întâi, deci, prin Sfântul Grigorie Palama, deci noi învățăm, aș zice, științific, teologic, cum să practicăm această rugăciune, rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea lui Iisus, care este formată din 5 cuvinte: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Sau miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa, sau miluiește-ne pe noi. Se poate zice la plural, poate uneori e mai folositor să spunem la plural. Ei, aceste 5 cuvinte, deci teologic, înseamnă Doamne, reprezintă dumnezeirea, adică Sfânta Treime. Da. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și toată învățătura care a venit despre dumnezeirea, adică tot ce știm despre Dumnezeu. Când spunem Doamne, ne gândim la Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care să iubesc de săvârșit, care să o putere de săvârșit în unitate, iubire în unitate, lumină în unitate, frumusețe în unitate și putere creatoare și proniatoare, purtătoare de grijă în unitate. Iisuse Hristoase, când spunem Iisuse Hristoase, ne gândim la a doua persoană a Sfintei Treimi și a doua dogma credinței noastre, adică Iisus Hristos, Dumnezeul care se face om, Fiul lui Dumnezeu, Logosul sau Verbul veșnic, care se face ea și ipostas omenesc, adică se face și om și ia în persoana sa cele două firi, divină și umană, adică rămâne în firea divină și cuprinde în ipostasul său și firea umană. Și miluiește-mă pe mine, păcătosul reprezintă firea umană căzută. Deci, iată, și Sfântul Grigorie, deci, în primul rând, este practicantul absolut și dascălul absolut al acestei rugăciuni. Apoi, Sfântul Grigorie, deci, el ne poate fi de folos prin modul cum a practicat el rugăciunea lui Iisus. Mai întâi, deci, că rugăciunea lui Iisus, poate la început, poate părea că este doar pentru călugări care trăiesc, pentru teologi care studiază, adică nu e pentru omul de rând. Ori ea, de fapt, este pentru toți oamenii. Ea nu există, nu e doar pentru o anumită categorie de oameni, de creștini, adică călugării care trăiesc mai izolat, o viață mai specială, sau teologii, sau preoții, sau... ci este pentru tot. Și nu întâmplător, deci biserica cred că a rânduit pe Sfântul Grigorie Palama, pentru că în anul 2009 a fost canonizată întreagă familie Palama, adică cei încă 6 membri ai familiei, tatăl și încă 2 frați, mama încă 2 surori. Deci în Catedrala Metropolitană din Tesalonic, într-un paraclis în stânga catedralei, cum intri, este moștele întregi, mormântul și moștele Sfântului Grigorie Palama, de 700 de ani, iar deasupra intrării, deasupra ușii, este pictat Sfântul Grigorie Palama,
îmbrăcat în veșminte de arhierești, pe tron arhieresc, iar în dreapta are îmbrăcați în călugări, pe tatăl și cei doi frați călugări și pe mama și cele două surori călugărițe. Deci, iată, 7 membri ai familiei sfinți. Deci, ei, acum, de ce, iată, arată această sfințenie a familiei? Sfântul Grigore Palama a practicat rugăciunea lui Iisus din familie. El ajunge un mare teolog și un mare părinte al bisericii, dar a practicat din familie. Tatăl său, Constantin Palama, a fost născut undeva în Asia Mică, prin centrul Turciei de astăzi, și a ajuns în Constantinopol, a fost dregător imperial, a fost consilierul cel mai apropiat al împăratului Andronic al II-lea și tutorele lui Andronic al III-lea, deci educatorul copiilor împăratului, familiei imperiale. Ei, se spune despre Constantin Palama, ca să vedeți că această credință, rugăciunea, trăirea duhovnicească se moștenește din familie. Asta învățăm la Sfântul Grigore Palama. Se spune că Constantin Palama avea rugăciunea inimii la gradul al șaselea, pe treapta a șasea, încât avea răpiri în cealaltă lume. Deci un mirean, senator. Deci avea răpiri. Spune că în timpul ședințelor senatului, el avea uneori răpiri la cer, câte o oră sau două. Și împăratul suspenda ședința și spunea, continuăm mâine sau poi mâine când își revine domnul Constantin Palama, că în toate hotărârile care, în orice hotărâre luăm, trebuie să ținem cont de părerea lui. Era cel mai... Asta, așa a fost tatăl Sfântul Constantin Palama. Deci era un om mirean care avea rugăciunea inimii, avea rugăciunea contemplativă, avea chiar răpirea, estazul, treapta șasea, și era făcător de minuni. Încă din viață. Deci avea 5 copii și îi spuneau, ceilalți senatori spuneau copiii Sfântului. Spune că la un moment dat ei aveau duhovnic undeva pe malul Bosforului, încă trebuie să traverseze cu corabia la o mănăstire. Era plin de mănăstiri, toată Asia Mică a fost plină de mănăstiri, Turcia de astăzi. Numai în metropolia Sfântului Vasile erau 3500 de biserici. Peste 3500. Da. Deci a fost Constantinopol, prin 1950 încă mai erau 100 de biserici. Erau mii de biserici, ceea ce are Roma astăzi, aproape 2000 de biserici. Constantinopol a fost orașul cel mai multe ori biserici și mănăstiri din lume. Ei, spune că mergând la duhovnic, Sfântul Constantin cu soția, cu copiii, a uitat soția și surorile mai mari ale Sfântului Grigore să ia ulei, zahăr, ce se duce la mănăstire. Niciodată nu merge la mănăstire cu mâna goală. Și uitând ele, le-a spus, păi cum mergeți voi la duhovnic, la mănăstire, fără să duceți un dar, să zicem nimic. Și atunci el s-a rugat, a făcut o cruce pe asupra apei, pe mare, și a prins un pește de câteva zeci de kilograme, 50 de kilograme, și le-a pus și să-i duceți acest pește și altă dată să fiți mai cu luarea minte, să nu uitați, ca să nu mergeți la mănăstire cu mâna goală. Deci, iată, tatăl Sfântul Grigore Palama era un practicant al rugăciunii lui Iisus și un sfânt din viață. Ei, Sfântul Grigore Palama a copilărit cu Andronic al III-lea. Deci fiu. Și spune că a fost cel mai bun elev din școala imperială și cel mai bun student. La un moment dat, la anumite lecții de filosofie, profesorul școlii imperiale de filosofie a spus, însă și Platon sau Aristotel, dacă ar fi aici, s-ar bucura de el. Deci așa a fost un geniu intelectual. Ei, tatăl moare când Sfântul Grigore are 10 sau 11 ani. Este o familie model, model de duhovnicie, model de credință, model de iubire duhovnicească, model de trăire, a zice eu, în post și rugăciune. De aceea a fost rânduit Sfântul Grigore să-l prăznuim în a doua duminică din post. Spune că atunci când era să moară, deci Sfântul Grigore avea 11 ani, 12 ani, surorile erau mai mari, soția lui rugat pe patul de moarte, i-a spus, dă copiii tăi în grija împăratului. Tu ai fost tutorele copiilor împăratului, ai fost părinte, ai educat. Ei, și împăratul să se ocupe de copiii tăi, să-i educe, că eu rămân văduvă, ce o să mă fac. Și atunci el spune, iată, împărăteasa cerească stă de față. Maica Domnului a fost de față la când el și-a dat sufletul din lumea aceasta. Și spune, iată, împărătească cerească este de față. Eu ei îi încredințez copiii, împărătesei cerești, nu unui împărat pământesc. Da. Deci, iată ce credință, da, și ce rugăciune a avut Constantin Palama. Ei,
Într-adevăr, Sfântul Grigore, pe la 18-19 ani, renunță la postul de secretar imperial și la terminarea studiilor în Universitatea Imperială, îi ia pe cei doi frați, o convinge pe mamă și pe surori să se călugărească, deci vă dați seama ce putere de convingere da. Un tânăr de 19 ani, și el cu cei doi frați ai lui să călugăresc în Muntele Athos. Ei, și sigur, viața Sfântului Grigore este uimitoare, uluitoare. A intrat în Sfântul Munte Athos ucenic la un cuvios isihast cu numele Nicodim, în apropiere mănăstirii de Vatoped, unde a trăit 5 ani de zile și spune că el, ca tânăr de 21 de ani, se ruga mereu, deci avea rugăciune încetată, dar se ruga Maicii Domnului în felul următor: Maica Domnului, luminează-mi întunericul, Maica Domnului, luminează. Și la un moment dat a apărut Maica Domnului lângă el. Și a zice, dar ce, cum să-ți luminezi întunericul? El era un copil curat, adică, cum să-ți luminezi? Și el zice, eu sunt cel mai păcătos om din lume, luminează-mi întunericul. Și atunci Maica Domnului l-a trimis pe Sfânt Ioan Evanghelistul din cer, care trăise în secolul I, deci cu 1200 de ani, și a spus, îndrumă-l pe Grigore. Și Sfântul Ioan Evanghelistul a venit și a spus, iată, împărăteasa cerea noastră a tuturor, m-a trimis la tine să te ajut și să te lămuresc în viața duhovnicească. Și el i-a spus, păi când o să mă lămurești, aici sau în viața de dincolo? Și a spus, și aici și dincolo. Și iată că Sfântul Grigore Palama, așa cum Sfântul nostru Părinte Ațienie, tot prin mijlocirea Maicii Domnului, l-a primit la Athos ca duhovnic pe Sfântul Serafin de Sarov, care trăise cu 200 de ani mai devreme. Iată că Sfântul Grigore primește ca duhovnic de la Dumnezeu, prin mijlocirile Maicii Domnului, pe Sfântul Ioan Evanghelistul, apostolul iubirii, care trăise în secolul I, care îl cunoscuse personal pe Hristos și și-a plecat capul pe pieptul lui. Deci iată la ce nivel a trăit Sfântul Grigore Palama și la ce nivel a început, practic, în viața lui domnicească. E, toată viața lui este cu totul deosebită, adică asta e important să știm câteva lucruri despre Sfântul Grigore Palama, pentru că el de acolo se mută într-o altă peșteră, undeva aproape de Marea Lavră, la 1000 de metri altitudine. Eu am slujit acum 18 ani, am urcat într-o noapte cu un pusnic acolo și am făcut o sfântă liturghie în Sfântul Munte Athos. Da. Este ceva de neimaginat să păstrează doar paraclisul, mic, câțiva metri, chiliile deja plouă în ele, nu mai au acoperiș, unde a stat Sfântul Grigore Palama. Da. Și el acolo, după multă trăire în pustie, la un moment dat a avut o vedenie în care el avea în brațe un vas plin cu lapte și miere de albină care se vărsa, curgea jos. Și atunci i s-a arătat și a spus, tu ești exact așa acest vas, adică ai atâta miere de albină și lapte, adică învățătură, cuvânt și dulceața Duhului Sfânt, că curge din tine pe jos. Du-te undeva și împărtășește altora. Și atunci el a coborât din pustie la mănăstirea Marea Lavră și participa la slujbe și din perioada cât a stat la Marea Lavră avem primele lui cuvântări. El a scris viața Sfântului Petru Atonitu ca și prototip al isihastului, viața Maicii Domnului ca și prototip al isihastului, petrecerea în templu, deci despre cum a trăit Maica Domnului în templu, cel mai profund cuvânt îl avem de la Sfântul Grigore Palama, că ea a fost prima care a avut rugăciunea inimii, rugăciunea minții, și apoi a ajuns la un moment dat stareț la mănăstirea Eximenu, a ieșit din Sfântul Munte datorită contextului istoric de atunci, a trăit lângă Tesalonic la Veria, într-o peșteră, multă vreme, și când a vrut să plece în Muntele Sinai, printr-o vedenie, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir, protectorul Tesalonicului, fost general în anul 300, i s-a arătat și a spus, tu nu pleci, că am nevoie de episcop aici, în cetatea mea. Și a ajuns acolo episcop. A avut Sfântul Grigore, datorită faptului că el a făcut parte oarecum politic din partida paleologilor, că el a fost crescut împreună cu Andronic al III-lea și care pierduse la un moment dat împărăția, a făcut și aproape 6 ani de închisoare pentru, și a suferit foarte mult.
deși el era metropolit al Tesalonicul, nu și-a luat metropolia în, în primire de abia de când, când a ieșit din închisoare, după ce a fost eliberat din închisoare. Sfântul Filotei Cochinos, ucenicul lui, a ajuns patriarh al Constantinopolului și el i-a scris viața. Sfântul Grigore, deci, după ce a ieșit, a păstorit puțin, vreo 6 sau 7 ani la Tesalonic, dar era recunoscut, poate așa cum a fost Sfântul Iosif de la Partos aici la noi, în urmă cu 400 de ani, făcător de minuni încă din viață. Deci, el era un mare făcător încă din viață, atunci când când l-au primit în oraș ca și mitropolit, spune că au ieșit toți credincioși și preoții cu, deci cu prapuri ca și la Paști cântând cântări pascale, cântările învie pascale, deci, și este singurul sfânt care aproape la câțiva ani după adormirea sa, în 368, practic la nici 5 ani după adormirea sa, este canonizat oficial de biserică. Deci la nici 5 ani. Deci este unul dintre cei mai impresionanți sfinți din istoria omenirii. Vreau să vă întreb, atunci când ați slujit acum 18 ani în acea chirie, ce ați simțit? Ceva special? Sau ați avut o trăire specială? Sau a fost exact ca și cum ați face slujba acum, în orice loc? Ce să vă spun? Mai știu, nu. Totuși este impresionant că ați putut să faceți lucrul acesta. Cum să vă spun? Era eu în 2005 am urcat Sfântul Munte Aton, da. Asta deja, și cred că în 2004 am urcat acolo cu un an înainte. Mai întâi că trăirile în Sfântul Munte sunt greu de exprimat în cuvinte, adică ce trăire are acolo, imediat după ce dacă te pregătești puțin cu post, acolo intri într-o stare de rugăciune încetată, pentru că acolo au fost mii și zeci de mii de călugări și de sfinți care s-au rugat neîncetat, au practicat rugăciunea neîncetată. Și cum intri acolo, eu când am mers acum prima dată, cu 20 de ani, mergeam, am fost de zeci de ori, de peste 80 de ori am fost în Sfântul Munte, era când stăteam acolo prodromul pe o bancă afară, nu intram în cameră noapte, cât era între slujbe, și aerul de acolo, intra un aer în tine care se ruga singur, aerul se ruga în tine. Da. Și trăia o stare de rugăciune neîncetată. Ei acolo am dat, mă prietenisem cu un pusnic care are acum 75 de ani, român, și care nu mânca decât verdețuri, îngrijea grădini la Marea Labră, și împreună cu el, care era ca o căprioară, urca pe stânci pe acolo, am urcat Atonul în anul 2005 și am făcut acolo slujbă de toată noaptea, deci de la 6 dimineața până la 6, de la 6 seara până la 6 dimineața, terminând cu zidarii tot bine. Neîncetat. Da. Și în vârful Sfântului Munte, de la 2033 de metri altitudine, care a fost o experiență unică, cred, greu de exprimat cuvinte, și tot împreună cu el am mers odată luând sfinte vasă, prescură, vin de la mănăstirea Marea Lavră, unde el slujea, într-o raniță și urcând pe niște stânci, când am văzut dimineața unde sunt, ne țineam de niște curpeni, așa, când am văzut dimineața unde sunt, și acolo cu încă un pusnic de la Catunachia, care era român, a fost la mănăstirea Frăsinei, cred că în țară, ne-am întâlnit acolo și am făcut o slujbă noaptea și liturghie. Eu am cântat la strană de fapt că pusnicul nu slujise de mult și își dorea să slujească și până la urmă am stat pe el ca să facă liturghie și eu am cântat la strană. Și, dar m-am împărtășit. Și am trăit o slujbă minunată, da, greu de spus în cuvinte, da. Și da, adică sigur că liturghia e pretutindenea deosebită. Da. Dar cred că în locurile astea unde există mai multă rugăciune, cum spuneți noastră, că și în aer este rugăciune, da, cum este exact și în jurul bisericilor. Ca și în Țara Sfântă, ca și la Ierusalim. Da. Nu, acum am fost de o săptămână și ceva, am fost la Sfântul Mormânt acum 200 de ar fi duminică. 86 de preoți, n-au mai fost veșminte, erau 100 și 3 episcopi, mitropolitul Pantelimon de Veria și mitropolitul Teodosie Cezarei, și am trăit niște stări care le mai trăisem acum 20 de ani, parcă la un moment dat era ieșit din timp, era o stare de rugăciune care parcă nu mai era, era ceva care fiu să nu se mai termine niciodată. Da. Era ceva greu de exprimat în cuvinte. Da. Sunt într-adevăr niște, la Ierusalim, la Sfântul Mormânt și la Muntele Athos, sunt niște stări greu de exprimat în cuvinte. Ori Sfântul Grigorie Palama, el este slava a ghioriților, adică poate cel mai important sfânt din Muntele Athos din mileniul al doilea, practic.
după Sfântul Atanasie și Petru, care au trăit în primul mileniu. Și ca să ne întoarcem la duminica a doua, la când se practică, este duminica rugăciunii, ce rugăciuni, în afară de asta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa, asta ar trebui spusă aproape permanent, probabil și când mergi pe drum și când faci alte lucruri, ca așa te ajută să te apropii și mai mult de Dumnezeu și să postul să fie mai ușor și mai plin de bucurie. Ce alte rugăciuni ar trebui să mai spună creștinii, sau este suficient asta? Și ar fi important să discutăm și despre faptul că o rugăciune spusă în biserică, deci dacă creștinii vin și se roagă în biserică, acum trebuie să fim atenți. Deci rugăciunea lui Iisus nu este o rugăciune care înlocuiește slujbele bisericii. Da, da. Ea este o rugăciune pe care Sfinții Părinți au conceput-o ca și o rugăciune de a umplea spațiul liber, spațiul dintre slujbe. Da. Adică noi avem dimineața, iată, 2-3 ori la biserică, seara la fel, dar spațiul dintre slujbe. Și la creștini care își fac, citesc rugăciuni dimineața, da, din ceas lop, din carte rugăciuni, poate un acatism, un paracris care citesc mai mult, sau seara la fel. În timpul zilei, adică care neputând sau neavând timp ca să citești saltirea sau să citești acatiste sau paracrise, să practică această rugăciune. Doamne, să fie Dumnezeu, miluiește-mă, sau Doamne, să miluiește-mă. Rugăciuni scurte sau Tatăl nostru, pur și simplu, o rugăciune ca să poți să păstrezi legătura cu Dumnezeu. În primul să o păstrezi, dar și să o intensifici. Pentru că dacă te rogi doar seara și dimineața, zice că cine se roagă doar când se roagă, acela nu se roagă. Adică rugăciunea, dacă nu te rogi în timpul zilei, atunci nu ai o dragoste mare atunci când vine această rugăciune. Da. La această rugăciune seara te simți obosit sau plictisit. Dar dacă te rogi toată ziua, ești cu gândul la rugăciune și ți-o dorești, așa cum copiii care fac sport, păi ei nu numai când face sport să joacă cu mingea, ci tot timpul să joacă cu mingea. Da. Nu numai că ori le face cu antrenor sau așa, specialist, ci tot timpul, că el are dorința și de-abia așteaptă să vină ora antrenamentului să facă, deci pentru că asta, ori și aici cu rugăciunea, dacă peste zi tot timpul pomenești Domnul Iisus, te gândești la viața Lui, te gândești la dragostea Lui, la bunătatea Lui, la cum a trăit El pe pământ, cum a suferit, cum a făcut bine chiar la cei care a făcut rău, cum a făcut atâta bine, a înviat morți, a vindecat leproși, a vindecat surzi, orbi, după aceea cum a suferit, s-a lăsat răstignit de cei care, pe care iubea. Atunci, dragostea aceasta fără Iisus îți crește rugăciunea. Și atunci când vine ora rugăciunii, de-abia aștept să vină seara, vecernia. Asta am vrut să răspundeți și la telespectator, că poate mulți nu știu lucrurile astea, nu le cunosc, și să știe exact ceea ce au de făcut. Și cred că e foarte bine să faci rugăciunile și în biserică, pentru că acolo, exact cum spuneți dumneavoastră, în aer, plutește credința, deci prima, și rugăciunile făcute de mai mulți oameni. Prima rugăciune este rugăciunea liturgică, pentru că în biserică sunt sfintele taine, deci nu le putem înlocui. În biserică este tot timpul pe Sfânta Masă, Sfânta Împărtășanie, adică trupul și sângele lui Iisus Hristos, Hristos viu, care e prezența lui Hristos până la sfârșitul veacurilor. Există Sfântul și Marele Mir, a doua sfântă taină, care o aplicăm pruncilor după botez, adică este mirungerea și Sfânta Împărtășanie. Și în biserică se fac toate cele șapte sfinte taine și în biserică se fac cele șapte laude. Adică noi nu putem să înlocuim slujbele bisericii niciodată și nici nu trebuie, adică rugăciunea lui Iisus se întărește prin Sfintele Taine, că te spovedești, împărtășești, după aceea te rogi mai, prin mai mare dragoste față de Domnul Iisus și te rogi mai cu drag Lui, și rugăciunea lui Iisus te pregătește mai mult de Sfintele Taine și de împărtășirea cu El. Rugăciunea lui Iisus îți luminează mintea să înțelegi textele Scripturii, să înțelegi Evangheliile, să înțelegi sensurile. Și după ce înțelegi mai mult
Vedeți, adică... Te apropii și mai mult, îți dorești și mai mult, ții mai ușor. Într-o relație personală, spune cu o persoană, cu cât o iubești mai cu cât o cunoști mai profund, cu atât o iubești și o prețuiești mai mult. Așa este. Cu cât o iubești și o prețuiești mai mult, cu atât o cunoști mai profund. Pentru că și persoana umană este insondabilă. Adică, vedeți, cum se spune că trăiești o viață, cunoști și nu-l cunoști. Pentru că persoana odată creată, ea are în ea infinit, ca și Dumnezeu, există infinite persoane umane. Da. Și nu poți niciodată să îi găsești. Doar prin iubire avansezi în cunoaștere și cunoașterea sporește iubirea și iubirea cunoaște, sporește cunoașterea. Deci nu există altă cale. Și ăsta e sensul, adică cumva prin rugăciunea îmi stâmpăr dorul de Iisus când nu-s cu El în biserică și în lume, când vin aici, mă împătrășesc de dragostea Lui și îmi crește mai mult iubirea și mâine vă mai ruga cu mai multă intensitate și cu dor când nu voi fi lângă El. Deci că rugăciunea lui Iisus, rugăciunea încetată, ea nu înseamnă doar fizic practicarea rugăciunii, să spui tot timpul, ci să ajungi să-L simți pe Dumnezeu. Da. Să ai adică trăirea și Sfântul să te bucuri și maximă, să simți bucuria rugăciunii și bucuria prezenței lui Dumnezeu. Zice că a te ruga neîncetat înseamnă a te lipi cu mintea și cu inima de Iisus Hristos, cu credință, cu evlavie și cu mare dor. Da. Deci cu iubire, cu credință și mare dor. De asta înseamnă rugăciunea neîncetată, adică a te lipi de persoana lui Iisus Hristos, cu credință, cu evlavie și cu mare dor. Nu are a pronunța la rece tot timpul numele Lui. Da, nu, da, nu da. Asta e rugăciunea. Adică mecanic. Da. Părinte, am ajuns și la finalul celei de-a doua emisiuni pe care am făcut-o din cea de-a doua duminică din postul Paștelui. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim, să vorbim despre a treia duminică din post. Vă doresc multă sănătate, vă doresc un post binecuvântat. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că ne-au urmărit. Sunt Dacia Teodorescu de la MyTV Depa. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și vă doresc un post binecuvântat. La revedere!